la drumul, uite. A început distracția. Deci tu te-ai plictisit în toate, în vreuna dintre cele trei călătorii. Sunt patru călătorii. Sunt patru. Pac, ai fost prins că ne-ai... Nu, sunt trei țări, dar sunt patru călătorii. Ah, da, sunt două în Japonia. Sunt două în Japonia. Știe. Da, 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 sunt două japonii și două ne-japonii. Mongolia și Coreea. Dar totul e așa alert, adică nu te-ai plictisit, parcă nu te-ai fi plictisit nicio clipă. Păi nu știu, nu cred că ți-a pus să te plictisești. Adică în Japonia sigur nu am pus să te plictisești, pentru că ăia sunt oricum niște demenți foarte amuzanți cu care trebuie să stai să-i studiezi. Ia niște ursuleți, nu știu ce ar putea fi ei. Ceva, un animăluț de la mic și pufos pe care trebuie să-l iei, să te joci cu el. La coreeni nu-i plictiseala pentru că sunt foarte bețivi și atunci te țin într-o alertă de asta din cauza faptului că te surprinde acest lucru. Și bețivi și gregari, știi? Adică au o treabă de asta de să fim împreună cu toții, să parcă sunt toți niște corporatiști de ăștia scăpați seara care vor să bea și să simtă bine. Iar la Mongolia nu a pus să te plictisești pentru că este peisajul absolut fabulos. Și pentru că, este, nu știu, acolo este istoric cumva foarte încărcat locul și e atât de diferit de orice altă parte din Asia și probabil din restul lumii, mai puțin Siberia, cred eu, nemergând în Siberia, deci nu pot să spun, nu pot să știu, încât nici acolo nu prea poți să te plictisești, ești foarte atent mereu să nu-ți scape vreo chestie. Sau dacă, să zicem, că ai începe să pălească o toropeală așa, te-ai trezit pentru că de timpul apare o ceva, un neprevăzutul care stă când te plictisești să-ți dea una în bască. Deci alcoolul e peste tot în cartea asta. Băi, alcoolul este peste tot în cartea asta, pentru că alcoolul e peste tot acolo. Adică asta mi se pare cumva foarte important. Ok, la mongol te aștepți cumva, pentru că ei sunt foarte tare influențați de ruși și de sovietici, aș putea spune, nu neapărat de ruși, dar na. Și atunci vodka este... Fai de capul meu, deci vodka acolo e, nu duci la o femeie un buchet de flori. Bine, asta mi se pare oricum absurd, deci nu cred că s-a întâmplat vreodată în Mongolia ca o femeie să primească un buchet de flori. Dar vodka, fai, este... e extrem de prețioasă. Vodka gingis, ok, gingis e orice, cred că și unt și cremă de ghete și absolut totul este gingis. Sau Genghis sau Genghis sau cum s-o pronunța el în diverse limbi, la ăștia, la coreeni este soju, care este o chestie din orez, un fel de, dar nu e vodka pentru că e mult mai aromat, mai spre sake, să zicem. La japoneze sakele, beri în ambele părți și la mongoli, desigur, că așa cum zicea Frank Zappa, băi, un neam nu e neam până n-are un steag și o bere, știi? Deci cam așa e și la mongol și la... Toți au bere. Dar mongolii nu prea beau bere, pentru că e, nu știu de ce, de sub oameni berea, beau vodka. Ce se aude trosnind pe aici? Așa e normal? Alumina, ok. Japonezii, cum spuneam, sunt mai un pic mai diversi, pentru că mai au tot felul de alte chestii de băuturici, sunt mai perverși și mai deschiși și au descoperit și vinul mai nou, au această chestie. Coreenii sunt foarte tare pe soju și rupt pe plăcere, așa. Foarte frumos, foarte frumos. Da, deci mult alcool. Da, și japonezii sunt un pic nebuni. Nu sunt, și coreenii sunt foarte nebuni, adică este o bătălie între ei foarte, se duce o bătălie de asta, în modul în care încearcă cumva să îți eticheteze universul, să-l ordoneze foarte tare. Deci asta mi s-a părut că au această problemă de ordonare a lucrurilor. Și tot într-adevăr, adică orașele lor și ăsta în Coreea și în Japonia, au o rectilinietate, așa, știi, totul este făcut de un inginer dement, de un arhitect dement care le-a luat și le-a pus, nu știu ce, le-a aranjat, cred că își pun și în sertărașe, totul e împachetat, așa te aștepți, nu știu de cum e, că n-am fost la ei în casă, la mulți japonezi sau coreeni, să văd dacă au împachetat tricourile perfect, dar așa arată. Și zic de asta că, de exemplu, ei au topuri. Top 3 cele mai frumoase panorame din Japonia, sau... National Treasure 31, National Treasure 36. Deci au niște topuri și niște sisteme de astea prin care eu își organizează cele mai bune 3 băuturici, cele mai bune 4, așa. Totul este festivaluri. Totul există cumva
nu știu, punctat, încercuit. Nu știu de ce simt nevoia asta, habar n-am. Mi se pare că universul conspiră să le arunce, să le pună lor în poală foarte multe lucruri și de aia trebuie să le organizeze, să nu piardă ceva. Poate, habar n-am. Dar sunt demenți cu chestia asta. Mi-a plăcut episodul cu animalele de închiriat. S-a părut genial să-ți da, închiriezi o pisică două zile. Da, exact, pentru că ei nu-și permit să țină acasă și cumva mi se pare... Cumva mi se pare mai puțin toxic decât este la noi. Pentru că, de exemplu, știu și eu multe familii care și-au dorit copii câini sau pisică sau nu știu ce, au luat copilul în 4 ore, era foarte plictisit de animalul respectiv și pentru el devenise după aia chiar un competitor pentru dragostea mamei, tatălui și mai rădea din când în când cu un picior la pisică, la câine. Adică asta mi se pare așa mai onestă chestia. Tu știi că atenția pe care poți acorda unei animăluți e mult mai scurtă. Te duci frumos la bar, oricum n-ai spațiu, te duci la bar, stai cu pisicuța, o mângâi, mai aveau niște baruri în care puteai să stai cu o jucărie de pluș față în față. Bei cafea cu Hippo, e un personaj, am uitat cum îl cheamă, un personaj din desene animate finlandeze, super faimos, care a fost preluat și de ruși și a ajuns astfel și la japonezi. Și un hipopotam de pluș stă lângă tine la masă, la cafenea și tu bei cafea cu coadă. Era coadă la intrare. Da, nu știu, mă rog. Și da. I-ai învățat un pic și românești. Pe mongoli să cânte cei născut în luna aprilie, pe baza alcoolului, desigur, pentru că numai atunci reacționau. I-am învățat, mă simțeam depășită de tot ce se întâmplă, pentru că ei sunt un popor de ăsta foarte... îi place să cânte și să rostească poezii, probabil din cauza distanțelor astea uriașe și faptul că erau, când am fost eu în 2009, erau 2 milioane de mongoli numai. Și numai, da, pentru că țara e de 4 ori cât Germania ca suprafață și o uriaș. Și tu probabil petreci mult timp nevăzând niciun alt mongol. Și atunci când se întâlnesc, ăștia făceau, așa mă imaginez eu, schimb de informație prin diverse, o chestie asta foarte medievală, un fel de menestrelism dus la nivel național. Așa că acum, ei călătorind cu zecile de ore în motopârțele alea care duc din sud în nord la familiile lor, cântă. Și cântă ceea ce cântă, cântă oricum cântece patriotice, pentru că ei își iubesc foarte tare neamul, țara și cântă aceste cântece patriotice. Mongolii își iubesc foarte tare patria, sunt obsedați de treaba asta, găsesc au tot felul de legende cu ei, sunt căluții mongoli care odată ce-i muți de la tine din Mongolia, ei știu drumul înapoi, pentru că era povestea cu niște soldați sovietici care lasă căluți mongoli și fuseseră până la Berlin pe călare pe căluț. Și când au ajuns din Berlin, au dat drumul la căluț și de la Berlin s-a întors căluțul mongol acasă, că știu după geolocație, a știut să întoarcă Mongolia, exact la mămuța lui de așa. Și au o chestie asta de recită foarte multe poezii patriotice, au în continuare artiștii poporului, deci există această instituție, artistul poporului, care recită în diverse tabere de astea, unde vin turiștii, dacă ai norocul să dai pe un artist al poporului, îl prinzi pe ăla recitând tot felul de poezii patriotice. Unul dintre ele știu că se chema Ceai cu lapte, sutețe, care este un fel de cafeluța lor, nechezolul lor, așa, ceai verde cu sare și cu lapte. Și se chema, bineînțeles, o poezie patriotică, sutețe, că e patria sutețeului. Sunt nebuni. Și coreenii au ritualul la băutură. Tot așa, literatură. Da, le place foarte tare chestia asta cu literatura, adică să scoți versuri. Sau nu neapărat versuri, ci să declami ceva extraordinar. Dacă ceilalți, adică ai un timp acordat. Pe vremea dinastiei Silla din Corea, luaseră și terraformaseră o grădină. Deci făcuseră un râuleț. Grădina respectivă avea niște podețe pe care stătea regele cu curtea și tu aveai timp de îți venea pe o frunză de nufăr băuturica și aveai timp până îți venea prin coturile pâriașului care trecea pe acolo și ajungea în dreptul tău să faci o poezie prin care să-l cinstești pe rege. Dacă ăla era mulțumit,
îți beai păhăruțul și asta era, scăpai, treceau la următorul. Dacă nu era mulțumit, trebuia să bei nu știu cât, ceva, o cantitate mult mai mare. Bineînțeles că te făceai praf, îți ceda ficatul de la poezie, vezi? Adică, și asta era. Erau niște pedepse. E, chestia asta există și acum, adică există acest ritual al, tu trebuie să vii cu o poezioară, o rimă, ceva, rapid, altfel trebuie să bei trei păhăruțe în loc de unul și na, nu ți-e ușor a doua zi, probabil, când lucrezi la corporație. În păcate ai ratat ziua masturbării la Japonia. Da. Asta, de asta am aflat de la o studentă româncă, lucra, învăța la Tokyo și ea era atentă la lucrul ăsta pentru că nu ai cum să le detectezi, adică chiar nu scria nicăieri bine ați venit la ziua masturbării sau așa. Ea ne-a spus, băi, uite ce se întâmplă aici, adică locuia de un an, era complet traumatizată de mâncarea japoneză și de faptul că îi punea să descalțe în cămin și că puțea îngrozitor în cămin. Și Alma ne-a povestit de ziua masturbării. Mi s-a părut ceva fabulos. Adică ei chiar cred că lucrurile astea nu trebuie măturate sub preș. Adică mă gândesc la coaliția pro-familie de la noi. Dacă ar dori să... Sau cum s-ar manifesta ea în cazul în care... Și ne-a mai spus de... Mai era un personaj legat de ziua masturbării. Un personaj pe care îl cheamă Chican. Deci ei dau nume. Apropo de ordonarea asta și de topuri și așa. Ei denumesc tot felul de chestii pe care noi nu ne-am obosit să denumim, gen omul care se masturbează în metrou. Știi, lucruri pe care îl tot auzi prin diverse părți. Băi, aveți grijă, de pildă în India există vagoane de metrou speciale pentru femei, tocmai pentru că erau aceste agresiuni, să zicem, în înghesuială, se freca unul de tine și asta era. Na, ce să zic, aveai rochița pătată. E, japonezii au dat nume acestui personaj pe care îl cheamă Chican. Și ești anunțat cu atenție la Chican și tu nu știi cine e Chican ăsta, adică de ce ar trebui să-ți fie frică de el. E cât un amărât care deci, sărbătorește ziua masturbării mai des decât restul oamenilor. Sunt foarte simpatici japonezii, chiar sunt foarte simpatici. Cum era împărțită casa la Coreni. Trei și era soacra la mijloc. Soacra la mijloc, da, exact. Că era controla, nu te duci la nevoastră ta decât când trebuie să-și ia nevoastră, adică în perioada când poți să procrezi, nu te duci în alte, să o deranjezi. Adică era foarte clar împărțită treaba pe sexe, bărbații stăteau în partea asta, femeile în partea asta, soacra la mijloc. Copilul stătea cu mama, mi se pare, până la 7 ani, după care era poc mutat la băieți, la distracție. Și era organizarea, ăștia sunt foarte preciși, nu pierd timpul cu... Care sunt cele mai simpatice personaje din carte? Păi, sunt ăștia, adică japonezii ca neam, mi se pare ceva, mi se pare că eu nu înțeleg cum niște oameni de simpatici au putut să facă lucrurile atât de puțin simpatice în al doilea război mondial, adică ei sunt cruzimea maximă, adică dacă vorbești în Singapore sau în China, peste tot ce au făcut în al doilea război mondial, lumea e tulburată. Da, japonezii, oribil, cei mai cruzi dintre oameni. În același timp, un simț al umorului foarte puternic. Adică, asta tot îmi place să o povestesc, pentru că pe mine mă fascinează cât de nepregătiți suntem noi pentru ei și genul ăsta de interacțiune. Adică ei nu sunt deloc, cum se cheamă asta, timizi, cum ni se servește nouă povestea. Băi, sunt așa timizi. Sunt timizi. De fapt, problema este că nu știu să vorbească engleză. Și ne știm să vorbească engleză, dar de fapt nu că nu știu să vorbească engleză, că le este frică să nu se facă de rușine pentru că nu vorbesc o engleză de Oxford, știi? Asta este problema lor. E o timiditate venită din nevoia de a fi perfecți, știi? Să nu se râde de ei. Și atunci când tu ai... începi un dialog cu ei, ei se deschid instantaneu. Ei sunt foarte fericiți să participe la treaba asta. Și am avut iPad cu Translate, de la în care vine omul și vorbește. Înțelegi? Și au fost momente din Lost in Translation, exact de alea, știi? Dacă mai ții minte, în Lost in Translation se vorbește un sfert de oră și când vine traducerea, traducerea este bea și tu un pahar cu apă. Adică ăla a vorbit un sfert de oră. Cărora bășă. Știi? Și exact așa era. Adică ăștia vorbeau așa. Hoșă, hară, tără,
rog, cu iPad-ul aici. Halbă, da. Închideau ochii, trăiau, adică era... Și după care, poc, apăsam să făceau zis și era... ne place mult căldura, nu știu, habar n-am, să bem. Pe bune, doar atât a zis, adică, serios. E, și când întrebau de unde sunteți din România, te aștept să zică Dracula, Dracula, că nu, râu, pa, nu există, dar nu era Dracula. Nu înțelegeau nimic cu Dracula, adică înțelegeau și cu Dracula, mai degrabă coreenii erau pe Dracula. Și foarte mulți coreeni venise în România pe mâna de creștinism de ăsta, misionar. Foarte mulți știau ăsta, România, Dracula, bine. Ăștia erau comăneci, cu Nadia Comăneci. Fani, toți. Și există un tip, un ăsta, un faimos comic al lor, stand-up comedian ăsta, și regizor, am înțeles, pe care i-am Takeshi. Am încercat să găsesc video-ul ăla, nu l-am găsit, dar omul a făcut un sketch despre Nadia Comăneci. Gluma fabuloasă pe care așa când auzeau, România? România? Comăneci! Comăneci! Era chestia asta. Băi, frate, ce înseamnă asta? Adică, noi, toată lumea râdea, cum râde așa, înțeleg, comareci, și tăiau așa. Ok, bă, zic, dar de la ce? Și ne-am chinuit foarte mult și l-am pus pe un om de ăsta să vorbească în iPad. Și el a vorbit, și au reieșit niște cuvinte de la, pe care le-am citit, erau foarte disparate, cum e la Google Translate, desigur. Și reieșea cumva comaneci, gimnastică, costum decoltat. De unde am tras concluzia că ea, într-adevăr, avea costumul cel mai decoltat, care pentru ei era de un erotism, îi nebunea complet de cap, înțelegi? Și făcea comaneci așa, însemna ceva foarte sexy. Acum, două zile la lansare, un amic care a fost în, cum se cheamă, a trăit o vreme și a studiat în Japonia, mi-a zis, băi, nu e adevărat, tu te joci cu focul. Zic, de ce? Pe comaneci înseamnă și masturbare. Zic, cum adică să fie masturbare? Ziua masturbării se leagă, nu știu. Cum, serios? Da, pentru că japonezii se masturbează cu două mâini. Zic, băi, pleacă de aici, pe bune. Și cum se poate masturba cineva așa? Nu, te zic sigur că tu, că era, are dublă semnificație. Deci eu ți-o zic și ție ce mi-a zis omul, mie mi s-a părut absurd, dar asta e... De, oricum, oamenii asta mi-au tradus atunci cu că era decoltat și că era foarte... Dar de fiecare dată când ziceai România, ăia erau un pic surprinși, nu știau de unde stea. România! România! Și făceai, comaneci! Oh! Și începea râsul.